Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint evoluția râsadurilor. Aici avem castraveții tip cod SV4097. Începe să răsară și fasolea. Iată cum arată râsadurile de castraveți. Foarte bine. Iată cum arată și tulpinile, sănătoase, nu avem semne de atacuri de boli. O să-i mai țin o perioadă și îi voi planta. Iată și ardei, avem hibridul ca prima, evoluează mulțumitor, încă nu sunt pregătiți de plantare. Ardeii trebuie să mai aștepte, sunt mai sensibili la temperaturile din sol. Haideți să vă arăt ce am mai semănat. Avem 1000 și ceva de fire de tomate tip prunișoară. Deja prima alveolă a început să iasă. Avem un hibrid în teste. Răsărirea ar fi aproape de 100%. Probabil în 2 zile vor răsări toate semințele. Această alveolă, cum vă spuneam, am semănat-o prima, acum 3-4 zile, și deja au început să iasă. Aceste alveole, care încă nu au încolțit, au aproximativ 2 zile. Încă nu au început să răsară. Probabil în 2-3 zile vom avea primele semne de răsărire. În acele 2 alveole am avut eu niște semințe. Inima fecioarei sau lacrima fecioarei sau lacrimile fecioarei, sunt mai multe variante foarte bune. Am reușit să fac rost de soiurile originale de roșii țigănești. Le-am primit cadou de la un prieten, un apropiat al familiei. În această alveolă avem câteva fire de inimă de bou. Deci din soiurile acelea vechi. Chiar sunt curios cum se vor adapta timpurilor noastre, bolilor din ziua de astăzi. Și aici avem roșii țigănești rotunde mari. Dacă vă mai aduceți aminte, le-am notat să nu cumva să le încurc. Voi încerca să iau semințe, dar trebuie să fiu foarte atent la plantare, nu trebuie să se corcească cu absolut niciun alt soi sau hibrid de roșii în apropiere. Deci trebuie să fie plantate singure, dacă doriți să aveți același soi. Nu trebuie să plantați în același solar cu alt soi sau alt hibrid pentru recoltarea semințelor. Acum vom vedea atunci când vor crește ce calitate vor avea. Cum vă spuneam, fasolea aproximativ 30% dintre semințe au răsărit deocamdată. Nu sunt foarte, foarte mulțumit, dar sper că săptămâna aceasta vor răsări toate. Oricum am mai semănat de rezervă în alveole de 100 de compartimente. Le voi repica după răsărire, în caz că nu vor ieși toate. Acesta a fost filmul de astăzi. Nu uitați, dacă vă place ce facem,
să vă abonați, să ne oferiți un like, să distribuiți.